Oamenii spun că se feresc cum pot de frig, se îmbracă gros și beau ceaiuri calde. Ne mai încălzăm cărân la lăz. Ce să facem? Asta e viața. Ne îmbrăcăm, transpirăm, că cărăm lăz, dăm hainele jos, iar ne îmbrăcăm. E și curent și frig și... Mai și plouă din când în când? Mai și plouă aici, piața asta nenorocită. Bei și ceai, dar dacă astea sunt condițiile, cu cine să ne certăm? Spera să se rezolve, să refacă și... Am sperat de mult, da. Nu se rezolvă nimic. Mă dur oasele de haine, câte haine am pe mine. Nici aer nu mai am, cred că nici inima nu mai funcționează corect. De atâtea haine. Conducerea primăriei spune că nu s-a găsit o sursă de finanțare pentru proiectul de modernizare a pieței și că se va încerca accesarea de fonduri europene. Există un proiect mai vechi care necesită o sumă foarte mare de bani. La ora actuală nu am găsit o finanțare. Piața centrală din Râmnicu Vâlcea este singura din cele trei din municipiu care nu a fost modernizată.